o avem lângă noi de foarte mulți ani pe Felicia Stela Ionescu, Casa Corpului Didactic din Mureș. An la rând, când făceam conferința online, când făceam conferința direct și când ne plimbam prin țară pe la diverse universități care ne găzduiau, de la Târgu Mureș venea cât un camion autocar, nu știu cum să-i spun, cu profesori strânși cu forța de Felicia. Nu, nu cu forța. <laughs> Felicia <laughs> ai Mulțumesc după cele auzite de la, de la Olimpiu Istrate și de la Radu Jugureanu și de la Dragoș Iliescu. Sigur aveți deja o explicație a entuziasmului meu. Oricât timp, poate fi prea puțin pentru a vorbi despre asta și Chiar dacă ceea ce spun poate părea patetic, fără a prezenta neapărat un, un discurs științific, eu am adus de fiecare dată de când vin la CNIV expresia bucuriei participării ca auditor și ca evaluator și mi-am propus să vă împărtășesc sentimentele mele de profesor de liceu, filolog pasionat de utilizarea calculatorului și formator care a găsit în Conferința Națională de Învățământ Virtual. O sursă perpetuă și inepuizabilă de dezvoltare profesională și de, de interacțiune cu oameni deosebiți. Pentru mine, de vreo 18-19 ani, finalul de octombrie se încarcă de această bucurie aparte, de intensitate mereu augmentată. Mi-amintesc că ajunsesem în București chiar în zilele în care se desfășura a doua ediție CNIV, eram proaspăt admisă la doctorat cu o teză care urma să valorifice potențialul aplicațiilor informatice în analiza discursului didactic, iar denumirea conferinței mi-a trezit curiozitatea și chiar am fost fascinată de descoperirea acestui eveniment și asta pentru că după absolvirea facultății am tot resimțit dorul de a audia cursurile de calitate ale profesorilor mei clujeni și uh, am vânat, aș putea spune, ocaziile în care uh, să, să renoiesc, să pot renoi ce știam sau ce știam să construiesc în educație. Și s-a făcut că am dat la cniv peste o atmosferă și un mediu în care uh, dorul meu de a cunoaște oameni noi, culți și inventivi să își găsească uh, o stoire, să-i zic așa. Uh, Unii dintre noastre deja știți și alții veți constata de acum că Conferința Națională de Învățământ Virtual chiar este o întâlnire fantastică. Și am și o metaforă ca să-i spun așa pentru ce se întâmplă de obicei aici. Kniv poate fi pentru noi ca submarinul lui Nemo, iar inițiatorul său, Distinsul și astăzi regretatul profesor Marin Vlada, împreună cu echipa de elite pe care și-a alăturat-o pentru a organiza CNIV, sunt precum Jules Verne, vizionarii noștri. De ce CNIV e un uh, reper important chiar în dezvoltarea noastră profesională și personală, mai ales a celor care uh, activăm în învățământul preuniversitar? pentru că fiind primiți alături de cadrele didactice universitare și chiar de elevi și studenți în contextul acesta de inovare, reușim să înțelegem mai bine subtilitatea uh, actului didactic colaborativ asistat de noile tehnologii care valorifică tot ce poate aduce bun mediul digital. Reușim să ne Înținem la, la curent cu noul și ne vedem creativitatea pusă în valoare. CNIV se numără printre primele conferințe, pe care le știu eu, în care se vorbește de vreme și deschis despre exploatarea tehnologiei în sprijinul actului didactic, despre rafinarea învățării și a managementului organizațional, asociindu-le cu cerirea mediului digital, virtual. Am observat că la primele ediții la CNIV veneau timid ca auditori Câțiva profesori și elevi din liceele din București sau de prin țară. Astăzi, însă, că s-a dus buna veste despre această conferință, veți vedea alături de universitari de renume, vedem echipe de elevi și profesorilor înscriși ca evaluatori, fie ca evaluatori, fie chiar să-și prezinte lucrările, creațiile care depășesc mult, de mult limitele vreunui trunchi comun sau ale vreunei discipline școlare, pentru că. Ele izvoresc din pasiunea noastră pentru noutate și domnul profesor Marin Vlada a intuit dimensiunile forței pe care o pot avea asemenea manifestări științifice hibride în participare și și-a adus alături încă de la început această echipă de elită, de specialiști, împreună cu care a organizat unele dintre cele mai spectaculoase conferințe într-un domeniu față de care astăzi chiar putem spune că s-au manifestat ca vizionari. Pe ce bază fac eu o asemenea apreciere? Păi pentru că am avut, spunea și Radu, minunata ocazie de călătorii alături de extraordinara echipă CNIV prin toată țara, de dragul de a ajunge să discut cu acești oameni care iubesc informația, prețuiesc viteza și stăpânesc mediul virtual, indiferent de specialitate și vârstă. Și am văzut cum, an de an, prezența elevilor a fost tot mai numeroasă, și a, profesorului, a profesorilor din preuniversitar la fel, pentru că domnul Marin Vlada i-a încurajat părintește și i-a stimulat să experimenteze, să-și rafineze cercetările și i-a primit aici la CNIV să vorbească despre ele și să se sfătuiască împreună asupra lor. Și cum spunea și Radu, n-am călătorit singură, ci în timp am încărcat un microbus sau chiar un autocar întreg cu colegi mureșeni, profesori interesați și elevi mureșeni pasionați pentru a veni la București, la Constanța, la Iași, la Timișoara, la Craiova, la Sibiu, satul mare, peste tot pe unde s-au înfrățit universitățile cu cea din București pentru regalul anual de lucrări. Una din satisfacțiile mele mari este că azi, privind retrospectiv și având la îndemână și statisticile construite asupra edițiilor conferinței, am realizat că în 2010 la Târgu Mureș, CNIV cunoscuse cel mai mare număr din lucrările din toate edițiile, lucrări primite, 117 lucrări primite, iar dovada o găsiți chiar în studiul despre care s-a vorbit mai devreme ca sinteza a tot ce s-a întâmplat la CNIV și ICVL în primii 18 ani de la inițiere. Profesorii Mureșeni sunt așadar prieteni vechi suntem în multe moduri aproape de, de CNIV. Iar eu sunt entuziastă ori de câte ori vine vorba de Conferința Națională de Învățământ Virtual, pentru că am văzut că aceia dintre noi care am venit constant aici, am făcut față mult mai ușor provocărilor din acești ultimi ani legate de învățământul online și în plus, dincolo de alte forme de perfecționare, precum grade didactice sau cursuri dedicate, ne-am menținut vie relația cu mediul universitar ceea ce ne ajută să performăm ară, alături de discipolii noștri. Pentru aceasta, în semn de recunoștință, un gând pios îndrept acum spre autorul, inițiatorul minunatului nostru eveniment educațional, distinsul domn profesor Marin Vlada, al cărui nume îl va purta de acum CNIV și care va continua să ne fie alături din lumea virtuală în care a trecut. Și încă un nelipsit gând de mulțumire și de prețuire pentru excepționala echipă CNIV, reunită din nou de uh, prețuitul nostru coleg și prieten, profesorul Radu Jugureanu, prin, uh, prin grija căruia CNIV trăiește mai departe și reunește din ce în ce mai multe voci autorizate, uh, prieteni fideli sau, sau, recent alăturați. Pentru, pentru mine și pentru colegii mei care au devenit parte a audienței consecvente CNIV, această conferință rămâne un reper incontestabil în menținerea noastră la curent cu noul, cu eficientul, cu virtualul, supus inteligenței și energiei noastre. Ediții multe, Conferinței Naționale de Învățământ Virtual Marin Vlada, vă mulțumesc! Mulțumesc!